Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tartă cu porumb și legume, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 6 ouă, 200 ml de lapte, 50 g de spanac, o conservă de porumb chili gold de la Bonduel, 150 g de brânză cheddar, 70 g de afumătură, o ceapă tocată mărunt, un ardei gras tocat mărunt, 3-4 linguri de ulei, 50 g de făină, sare și piper. Pentru început, voi pune uleiul într-o tigaie. Voi adăuga afumătura. Eu am pulpa afumată de curcan. Voi pune și ardeiul gras și ceapa. Amestec și călesc totul pentru aproximativ 5 minute. Când legumele s-au înmuiat, pot să adaug și spanacul și îl călesc și pe el până când își va pierde din volum. Când spanacul este gata, iau tigaia de pe foc și las acest amestec să se răcească pentru aproximativ 10 minute. Când afumătura și legumele s-au răcit, ne putem ocupa de restul rețetei, adică voi pune ouăle într-un bol mai mare, le bat foarte bine cu un tel. Adaug făina. Apoi laptele. Condimentez cu piper și cu sare, dar nu pun multă, pentru că și afumătura și cașcavalul sunt sărate. Adaug și cașcavalul. Eu am aici cheddar, dar puteți folosi orice fel de cașcaval doriți. Adaug și legumele călite împreună cu afumătura, iar la final, conserva de Bonduel porumb gold chili, care conține porumb dulce boabe și ardei iuți chili. Amestec totul foarte bine și voi transfera această compoziție într-o tavă pentru tartă. Tava are diametrul de 25 cm și a fost unsă cu unt. Nivelez puțin compoziția și voi da tava la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru aproximativ 40 de minute sau până când tarta se va rumeni frumos deasupra. Tarta s-a copt, așa că o voi lăsa să se răcească pentru aproximativ o oră înainte de a o felia. Dragii mei, tarta cu porumb s-a răcit, așa că am putut să o feliez, arată foarte bine, puteți vedea că are suficiente legume și suficient porumb, este foarte gustoasă și se prepară foarte ușor. O puteți încerca cu sosurile voastre preferate sau alături de o salată. Sper din suflet să o încercați cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!